Cea mai premiată și apreciată comedie a momentului la Londra și New York ajunge în București. Spectaculoasa producție Cum să distrugi o piesă are premiera în această seară în capitală. Spectacolul este deja sold out și se pare că succesul din străinătate va fi atins și la noi în țară. În regia lui George Dogaru, piesa în piesă are în distribuție 16 dintre cei mai apreciați actori ai momentului. Cum să distrugi o piesă este o piesă în piesă, iar regizorul George Dogaru o cataloghează simplu ca fiind o nebunie. Este o nebunie, se distruge totul, se distruge piesa. E vorba despre o piesă în piesă, e vorba de o trupă de teatru de amatori care se apucă să facă teatru, fac o piesă, se și aruncă la o piesă, o dramă polițistă dusă în anii 1920 și o începe bine, dar unde o termină nu e tocmai bine. Și nu doar regizorul ne-a avertizat că se distruge totul, ci și actorii. Dacă veniți la spectacol, e bine să stați în sală, nu pe scenă, fiindcă aici se întâmplă foarte multe lucruri. Cred că nu trec două minute fără un gag. Trebuie să spun că de la Shakespeare încoace, genul ăsta de spectacol, teatru în teatru, adică niște unii se apucă să facă o piesă și iese un dezastru, e chiar de la Shakespeare, scena meșterilor din Visul în nopți de vară, e, dacă vrei, rădăcina a ceea ce se întâmplă aici. Niște studenți la Politehnică se apucă de teatru și fac un dezastru de spectacol, încercând să facă mecanisme de scenă, încercând să joace bine și nu le iese absolut nimic din toate astea. Cu o distribuție de excepție, piesa aduce în fața spectatorilor o combinație de teatru de comedie, pantomimă și improvizație, peste care sunt presărate câteva efecte speciale care vor surprinde pe toată lumea. Și dacă haosul pare ușor de pus în scenă, ei bine, nu e chiar așa. Nu pot să vă vând foarte multe, dar pot să spun că la final decorul ăsta nu va mai exista pe scenă. E cea mai complicată tehnică de scenă la un spectacol vreodată în România, asta pot să spun și din experiența spectacolelor pe care le-am văzut și în care am jucat. E o distribuție dublă, pentru că rolurile sunt foarte solicitante și fizic. Deși pe afiș la distribuție scrie nimeni celebru, trebuie să vă spunem că spectacolul include 16 dintre cei mai talentați tineri actori de la ora actuală, cunoscuți publicului atât de pe scenele marilor teatre, cât și din seriale TV. Spectacolul Cum să distrugi o piesă este comedia revelația anului în teatrul internațional. Anul ăsta a avut loc premiera pe Broadway în primăvară, a fost declarată comedia hit a Broadway-ului, e exportată în peste 20 de țări, e un brand foarte puternic. Piesa se joacă din 2012 la Londra, a fost de atunci premiată, anul ăsta a mai luat niște toniuri, a fost dusă pe Broadway anul ăsta. Cum ziceam, se joacă acolo, e un alt regim de teatru, se joacă zilnic, 8 spectacole pe săptămână, sold out de 5 ani deja. Pe Broadway, piesa este semnată de unul dintre cei mai mari regizori și producători ai momentului, J.J. Abrams. Spectacolul a câștigat numeroase premii prestigioase, printre care trofeele Tony, Oliver și Molière pentru cea mai bună comedie. În seara asta nu mai sunt bilete, îmi pare foarte rău, dar vă așteptăm mâine și de la 5 și de la 8, adică de la 17 și de la 20 la spectacolul nostru. Mâine mai găsiți dacă vă grăbiți 2-3 bilete. V-am pupat!